Bună ziua! Astăzi vom învăța despre interfața aplicației LibreOffice Calc și despre operații ce se pot realiza cu foi de calcul în această aplicație. Atunci când deschidem suita LibreOffice, apare o fereastră în care putem vedea fișierele recent utilizate. Putem crea fișiere după șabloane predefinite și putem crea fișiere noi în funcție de aplicațiile dorite. Astăzi vom selecta un fișier al aplicației Calc. Interfața aplicației cuprinde bara de meniu, bara de instrumente cu acces rapid, bara de formatare, bara de adrese, butoane pentru funcții și formule, bara de formule, numerele pentru rânduri, literele pentru coloane, zona de editare a celulelor, bara de navigare între foi, bara de stare. De la meniul Fișier, putem deschide un fișier recent utilizat, salva modificările realizate pentru fișierul în care lucrăm, salva fișierul de lucru în altă locație, cu altă denumire sau cu altă extensie. Extensia implicită este ODS. Tot de la meniul Fișier se poate previzualiza fișierul pentru tipărire sau tipări fișierul. De asemenea, putem exporta sub formă de fișier PDF. Un fișier al aplicației Calc este format din foi. Operațiile ce pot fi realizate cu foi sunt adăugarea sau ștergerea unei foi, redenumire, copiere sau mutare între fișiere ODS deschise, o foaie este formată din celule. Adresa unei celule este compusă din numărul rândului și denumirea coloanei. De exemplu, această celulă are adresa D4. Dacă se dorește selectarea unui grup de celule, vom scrie adresa celulei din colțul din stânga sus, două puncte, apoi adresa celulei din colțul din dreapta jos.
încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre interfața aplicației LibreOffice Calc și despre operații cu foi de calcul realizate în această aplicație.